sunt 16 piese, niciuna nu este romantică, toate sunt cumva așa la cuțit de regulă, ori cu interiorul meu, ori cu lumea din exterior pe care am văzut-o și respectiv cumva asta vreau să vreau să ne acceptăm condiția noastră reală pentru că nu are sens să o negi sau să fugi sau să te ascunzi de ea, să te rușinezi de ea. Ăștia suntem, noi trebuie să luăm ce este mai bun din asta. Te pasionează subiectul ăsta cu ce-a fost Uniunea Sovietică și ce-a rămas în noi după. Din păcate noi avem foarte multă propagandă. În acest album ai inserat mai multe uh, citate celebre din politicieni. Vreau să spun alături, Republica Moldova este un stat suveran, așa, cu un mare balamuc politic. În vara anului trecut numele tău a apărut pe un afiș, uh, la un concert la Orheiland. Da, eu am primit mesaj invers. Tu Vlad, tu trebuie să influențezi, tu trebuie să spui. Mm -hmm. Nu trebuie să dictez atitudini concrete politice și opțiuni, este nesănătos și toxic. Și vreau să te întreb dacă tu simți sau te consideri a fi um, unionist? Bună ziua, sunt Natalia Zaharescu, bine v-am regăsit la podcast ZDC. Invitatul acestei ediții este un tânăr artist în plină ascensiune în cariera sa muzicală, Satoshi, pe numele său de scenă, Vlad Sabajuc, pe numele pe care i l a dat părinții. Bine ai venit bine la bine de gardă. Salutare! Mulțumim că ai acceptat să vii să discuți cu noi și pentru publicul nostru tu te pregătești așa când vii la interviuri, ai așa o, o anumită pregătire? Nu, nu am o pregătire, recunosc că azi dimineața am făcut mai multe exerciții de dicție, așa, de rigoare. Eu înainte le făceam fiecare zi, după care m-am lenevit, dar azi m-am... m trezit destul de obosit că am avut recent niște concerte și un orar mai intens și am simțit zic, băi, dacă nu fac ceva cu, cu aparatul ăsta, acum eu o să, mm -hmm. să sunt penibil și da. Dar asta... în rest nu, în rest, nu. Ce se întâmple, asta o să se întâmple. Asta merităm. Te mm -hmm. bazezi pe da. instinct și pe carismă? Pe lucruri... <laughs> mă bazez pe faptul că pe un principiu pe care l-am citit într-o carte de copyright, eu fac copyright, mm -hmm. este o carte în rusă, se numește Pișii Sacrașai. e renumită în rândul lucrătorilor de social media, marketing, din spațiul post-sovietic și e și este foarte bine scrisă și acolo cumva o regulă principală a copyright-ului este să spui adevărul. Cred că este și o regulă a jurnalismului. Cu siguranță. Adevărul rezonează cu oamenii sau oamenii rezonează cu adevărul, mai, mai corect ar fi spus. Așa că atâta timp cât nu spui chestii în care nu crezi singur sau în, în cazul în care nu, nu te minți sau nu vorbești despre lucruri pe care nu le cunoști, nu ai de ce să-ți faci grijă. Cam așa, <coughs> Asta e bine cu principiul. Ai lansat foarte recent un nou album, Plus 373. Este codul telefonic al Republicii Moldova. În piesele pe care le cânți pe albumul ăsta, vorbești despre niște realități sociale în care probabil mulți dintre noi se regăsesc. Poate nu toți au știut să le spună în cuvinte așa cum ai făcut-o tu. Spune-ne care ar fi mesajul pe care vrei tu să-l transmiți și să-l înțeleagă publicul prin acest album? Mersi, în primul rând, pentru interes. Este chiar o lucrare la care țin foarte mult. Nu este doar un single pe care îl scot lunar sau la o lună și jumătate de conținut sau pentru că vreau eu să mă țin de un ritm al lansărilor. Este o lansare la care am lucrat mult timp și pe care am făcut-o cu multă dedicație sunt 16 piese, niciuna nu este romantică, toate sunt cumva așa la cuțit de regulă, ori cu interiorul meu, ori cu lumea din exterior pe care am văzut-o. Ca mesaj, eu nu am un singur mesaj concret, evident că textele toate au un mare apel la cerebralitate acolo, dar ar fi să nu ne rușinăm de originea noastră, să nu ne rușinăm de statutul cu pe care îl avem noi în Republica Moldova, Cvo, noi suntem un, un, stat atât de multicultural în cel mai frumos sens. Ori asta aș vrea să se înțeleagă că este frumos și este în avantajul nostru să fim la intersecția multor, multor, culturi, să recunoaștem, nu mai avem și să recunoaștem că e clar că este limba română, limba pe care vorbim, din fericire de curând recunoscută și de către Constituția Republicii Moldova, dar, na, una e că să acceptăm asta și în același timp să nu fugim de faptul că noi deja nu mai avem încotro, noi am fost partea unui mare imperiu uh, rus și influențele pe care le-am căpătat trebuie doar să le folosim ca un avantaj ca un avantaj de a comunica și de a înțelege o altă parte a lumii o parte mare și importantă a, a lumii noastre care este lumea gânditoare în limba rusă, dacă pot să mă exprim așa, care mm -hmm. este alcătuită din aproape, nu știu, din 15 state erau la început, nu știu câte o mai rămas <laughs> acum, dar da, în 1991, în atâtea republici s-au divizat și s-au divizat. Și mm -hmm. respectiv, cumva asta, vreau să, vreau să ne acceptăm condiția noastră reală, pentru că nu are sens să o negi sau să fugi sau să te ascunzi de asta, să te rușinezi de asta. Ăștia suntem, noi trebuie să luăm ce este mai bun din asta. Noi putem, avem avantajul să vorbim cu oameni de multe țări, să ne înțelegem, sufletește cu oameni de mai multe țări, să înțelegem diferite dimensiuni de gândire, să mergem în continuare spre parcursul nostru european pe care eu îl susțin deschis, dar să nu fim ipocriți în a nega niște lucruri care pur și simplu fac parte din noi și pe care trebuie doar să le luăm ca atare și doar să ne bucurăm. Cumva să ne acceptăm istoria, dar să învățăm lecțiile ei? Da, ca clar. după o relație toxică din care am ieșit, dar să, să nu călcăm ulterior pe aceeași greblu poate? Sigur. Și să... O lecție ar fi... O, un mare... Nu știu, un... Albumul a început să se numea altfel, el se numea Post-Sovietica Anime. Așa era denumirea inițială. Eu ținem foarte mult la ea, pentru că... Este așa o sintagmă pe care eu n-am mai întâlnit-o și îmi părea foarte uh, aprinsă, așa, țipătoare. Mm. Post-sovietic pentru că asta definește spațiul în care ne aflăm și anime pentru că asta este un cuvânt foarte reprezentativ pentru generația care ne ascultă muzica și pentru mine inclusiv. Uh, și mai ales un multiculturalism... Uh, global care se manifeste peste tot, adică oamenii din spațiul post-sovietic, rezonează cu anime-urile produse în Japonia. Exact. <laughs> Și cumva, da. Internetul ne-a unit pe toți într-o bulă. Ce, uh, acum, am, am luat-o foarte de departe. Okay. Despre lecții era vorba, mm -hmm. ca să fac legătura, uh, lucru foarte neplăcut, dureros, care s-a întâmplat după destrămarea Uniunii Sovietice, este războaiele pe, pe, pe bază națională sau cumva Manifestarea identității naționale în multe state, care este de fapt un lucru frumos și superb și ține de principiul statelor de a-și hotărâi propriul destin, o dus cumva și la conflicte interetnice care erau subminate în timpul Uniunii Sovietice, sub umbrela ideii de cetățean sovietic și de prietenia popoarelor. Și o lecție ar fi să nu ne mai întoarcem la așa ceva, adică. Diferențele dintre națiuni nu ar trebui nici de cum să creeze o platformă pentru conflict, să creeze opinii extreme, să creeze loc, pentru, loc de discriminare, loc de marginalizare a categoriilor. Tu vorbești o limbă, eu vorbesc altă limbă, eu mă duc în ziua asta la biserică, tu în ziua asta. Deci sunt niște lucruri absurde la mijloc. Deci cumva în în încerci să, să reparce ceea ce unii politicieni, inclusiv din Moldova, strigă pentru că mulți pedalează pe uh, idei din astea care dezbină, da? Hai să-i spunem uh, să ne numim într-un fel, hai să spunem denumirea limbii în alt fel și să perpetuăm aceste probleme în loc să le rezolvăm dată și este, odată. Este toxic să facem asta, pentru că ne ducem într-o zonă în care istoria ne-a arătat că nu este nimic bun din asta atunci când se abuzează de privilegiile unui anumit grup și se subminează celelalte. Ori statele care, pe care noi le admirăm din Uniunea Europeană, statele din Occidentul dezvoltat, statele Unite ale Americii, care la momentul de față este cel mai sau puternic stat economic, militar, politic pe fața Pământului, sunt niște state pluriculturale toate. Statele Unite în general este un stat care are la baza asta o sută de mii de popoare <laughs> care locuiesc acolo și ceea ce îi unește este dorința de a se propăși ca popoare, adică ele au venit să, cu un interes financiar, ele au venit acolo cu un interes de a avea o viață mai bună. De asta două, doi poli opuși, cum, cum ar trebui și cum nu ar trebui, cum au funcționat și cum nu. Atât Statele Unite cât și Uniunea Sovietică sunt două N-aș numi Statele Unite Imperiu, deși într-un sens al anume el sunt un imperiu ultracontemporan, dar hai să-l numim așa, sunt două imperii multinaționale, dar create pe principii diferite. În Statele Unite națiunile au venit, în Uniunea Sovietică sau în Imperiul Rus, popoarele au fost cucerite cumva, alipite și integrate în, în cadrul unui stat comun. De și în, 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 fond e aceeași chestii, sunt multe de naționalități care locuiesc în, în, același stat și generează un buget comun și așa, dar principiile sunt cu totul diferite. Aici, pe de-o parte, în Statele Unite, lumea au venit de peste mări și țări ca să-și facă o viață mai bună și toți înțeleg regula. Zic, băi, nu contează și vorbim, ei vorbesc engleză, ei sunt înțeles că vorbesc engleză, dar... Tu ești italian, tu ești irlandez, superb, continuă să fie așa, noi trebuie să trăim bine și toți împreună. <hă> Și în partea asta era un pic invers. Şi, respectiv, modelul ăla a funcționat și nimeni acolo nu-și dă în cap pentru limbă, confesiune, şi, mă rog, cu excepția excepțiilor. Cu siguranță, da, mai sunt situații peste tot în lumea asta. Te pasionează subiectul ăsta cu ce-a fost Uniunea Sovietică și ce-a rămas în noi după? Da. De, 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 ce, de ce mai sunt nostalgici după, Uni după Uniunea Sovietică în Republica hmm. Moldova? Nostalgici ar fi. Cei care își doresc, da? Să nu se fi destrămată această țară. să. Sunt câteva motive pe care cred eu că pot să le înțeleg. Unul este faptul că tinerețea persoanelor care au nostalgie după Uniunea Sovietică s-a întâmplat în timpul existenței Uniunii Sovietice. Respectiv, în primul rând, este nostalgia după tinerețe, după o parte a vieții care a fost mai frumoasă, decât și altă parte. Uh, evident, înainte, când eram eu tânăr, era mai bine pentru că eram eu tânăr, în primul rând, oriunde s-ar fi desfășurat tinerețea asta. Uh, dar, și în al doilea rând, eu nu pot să neg, și nu cred că cineva poate să nege că uh, în cadrul Uniunii Sovietice, până la un anumit punct, stabilitatea economică și socială era una mai. Mai mare decât este acum în actuala Republică Moldova. Da, oportunități de dezvoltare erau mai puține, perspectiva era mult mai obscură, dar stabilitatea și liniștea la nivel social, la nivel cotidian trivial, era evident mai mare, pentru că era vorba despre un stat mai puternic, mai bine organizat, mai autoritar, mai. Așa că sunt, este un motiv și emoțional, așa, subiectiv, dar este și un motiv obiectiv pe care... Dar tu înțelegi pe ei sau încerci să-i convingi că nu e așa atunci când ajungi să discuți cu cineva? Eu nu am avut niciodată o discuție, o, 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 dezbatere cu cineva reprezentant al nostalgicilor Uniunii Sovietice. Eu, eu pot să înțeleg, eu înțeleg de ce ei consideră așa, sau o parte măcar din asta, că nu am ce au ei în cap. Dar chiar dacă aș avea o dezbatere, nu cred că ar avea sens să demonstrezi ce. Eu doar aș putea demonstrezi faptul nu știu, dacă aș da, putea Dar să sunt și unii tineri care nu, nici nu au trăit în Uniunea Sovietică. Ah. Care, da. Da, din păcate, noi avem foarte multă propagandă peste tot în lume, și. Mm -hmm. Da. da revenind cu cât la... mai mult te informez, cu atât mai mare sunt șansele să ai un punct de vedere mai obiectiv. Revenind la albumul tău, spunea într-o piesă despre sistem, că unii încearcă să-l schimbe, alții să-l evite. Mm -hmm. Tu Ce faci în fața sistemului? Eu încerc să -l evit. Să -l eviți. Da, eu, și eu cred că evitându-l poți să-l schimbi, <laughs> pentru că atunci îl vede că nu funcționează, când oamenii pot să-și vadă de, de viața de. lor. La sistem, <coughs> la sistem te referi la acest, nu știu, cadru vicios în care nu, nu respectăm legile și sunt niște reguli, nu știu, nu, mai, mai, mai puțin ortodoxe <laughs> sau la ce. Te, la nu, ce te eu refer? mă refer la, la un cadru. Uh, Contemporan capitalist în care uh, toți oamenii s-au trezit brusc puși pe uh, într-o cursă a, de a obține succesul, de a-și asigura viața foarte, foarte alert și o formă de servilitate și de sclavie o trecut în alta. Și noi toți cumva suntem, pe la urmă, niște mici piulițe într-un mare sistem corporatist. Uh, și a evita înseamnă a nu-ți dedica cu totul. Viața în a deservi sistemul ăsta, ce a, ce a pune prioritate pe altceva cumva, pe, pe dezvoltarea părților tale lăuntrice, a relațiilor cu oamenii, pe timpul tău personal, care ar fi un timp mai util și care merită trăit în viața asta. ori Jobul care cel mai des nu este neapărat egal, nu are semnul egal cu împlinirea, unde este e superb, dar unde nu și des nu nu ar trebui pus în fața momentelor vii. De asta zic că să le evite, în sensul, da. Uh -huh. din, din alte melodii am înțeles că vorbești și când despre singurătatea individului, da? Contrapusă cumva cu, cu societatea. Avem o societate, în general, singuratică, crezi? Că sigur. suntem singuri în, în mulțime, de obicei? Sigur, sigur. Suntem în secolul individualiștilor, acum, maxim. Uh. Pentru că altfel nu, nu nu este cultivat un cult al colectivității. Că așa. Al comunității, poate. Al mai, comunității, mai... da. Al, nu este neapărat un spirit civic comun, dezvoltat. Pentru mm. că așa așa funcționează acum lumea de azi, în care individul poate să, doar el poate să răzbată, să-și vadă de adevăr lui și fiecare să ți bate pentru propria lui bunăstare. Cei ce este firesc pe de-o parte și trist pe de-altă parte. Mm -hmm. Cumva da. da. De asta și s-au însprit, s-au devenit atât de întâlnite sintagmele ca atac de panică, anxietate socială, depresie și așa. Mm -hmm. Da, de altfel și albumul ăsta vorbești despre... Um stare mea emoțională? Da, da, acolo? da. Despre sănătatea emoțională. Probabil e un subiect foarte actual inclusiv pentru tineri. Mai ales pentru tineri, dar, dar și pentru toată societatea. Poate tinerii sunt cei care mai degrabă, acum își pun întrebări și legate de, de sănătatea lor emoțională și ei pentru ei ar fi mai actual. Crezi că în ce stare sufletească se află acum tinerii din Moldova? Clar că sunt... Clar că acum sistemul nostru nervos al oamenilor este pus la bătaie ca niciodată, pentru că e prea multă informație în jur, informație inutilă, peste tot denumiri, logotipuri, mesaje, lozinci, vieți străine care intră în viața noastră. Asta nu s-a mai întâmplat niciodată până acum, omenirea nu s-a mai confruntat cu asta. Și, respectiv, creierile pe tot pe toată fața pământului primesc un val foarte mare de informații și unele se descurcă, altele nu se descurcă. Și clar că e, e predispus acum psihicul uman să se cedează mai repede sau să... plus. Uh... Eu nu m-aș duce în extrema asta în care voi trebuie să vă luați o sapă, să vă duceți să vă prășiți și să, a să vă treacă depresia, nu, nici pe baricada asta, dar recunosc că, într-adevăr, activitatea sau munca este capabilă să, iarăși, să oprească accesul la prea multe gânduri, uneori mm. în plus, mm. cumva. Adică, munca fizică. Munca fizică sau munca... Sportul. Sportul. Și, și munca cu un scop, munca cu o noimă, adică să ai o ocupație, să ai un scop, să realizezi uh -huh. ceva. Vreau să iau un apartament, sau vreau să iau o, o mașină, vreau să mă însor, dar vreau să am un copil și să-i asigur ceva, cumva un scop de ăsta clar. Uh -huh. Are duce după sine multe, multe activități care îți pun la bătaie. Ori să fac niște combinații, și așa nu neapărat acolo, acolo, <laughs> ai gânduri. Dar ce, ce crezi că e frământă pe tineri din Moldova? Ce. nu știu. în, în prezent ce îi pune în dificultate? Și i-ar opri să se dezvolte? Pă, nu știu ce ar opri să se dezvolte. Cu oportunități de dezvoltare sunt multe, dar cred că. -i... Îi pune, îi, îi pune pe gânduri și îi sperie anume prea multe alegeri, mm. îi face foarte indecis și asta acum cred că îi încurcă mai mult, că ei nu știu ce să facă probabil cu viitorul lor, unii da, alții nu, pentru că sunt atât de multe drumuri și drumurile alea tot sunt discutabile pentru că mm. mă, să știi. Să știu deja foarte multe lucruri despre ce se întâmplă dacă te duci acolo de bine și de rău și invers. Și cred că asta îi pune pe, pe gânduri. Cred că sunt mult mai fataliști și mai triști acum tinerii și într-o societate de asta de consum cu atâtea opțiuni, pur și simplu nu știu ce să facă și nu își pot găsi sensul vieții în ceva anume. În masă. Așa, așa intuiesc eu gândirea. Lor, dar, oricum. Nu, nu au poate puse la bază niște valori pe care să le urmeze și să le respecte, uite, și. și într o piesă de-a ta, spui despre cineva că încurcă valorile cu valorile? Adică, ceea ce trece repede pe lângă tine și ceea ce, de fapt, trebuie să rămână pe parcursul vieții. Probabil, eu nu cred. Statul nostru, totuși, și cultura noastră națională este încă una profund tradiționalistă. Comparativ cu multe alte state occidentale uh -huh. uh, Și în sensul ăsta nu cred că noi ducem Lipsă prin comparație De insuflarea Valorilor tradiționale Atât în uh, Tradițional mă refer la institutul familiei Importanța um, Să ai un copil, să ai o casă Să-ți vezi de viața ta uh -huh. Așa că nu cred că asta e o problemă Nu cred că lipsește Cred că e suficient dacă a să facem a să apăsăm pe asta Să ne transformăm în alt stat așa De alături și nu cred, cred că e doar sunt foarte multe alegeri, tot e mm -hmm. foarte obscur și nu e clar și fac de ce fac pentru și fac și se întâmplă. Mm -hmm. Tu cum te-ai decis, ce faci și cum faci în viața asta așa încât să uite, să ajunge Satoshi, cel pe care îl cunoaște toată Republica Moldova și România. Nu știu pentru ce, nu știu cum s-a ajuns la Satoșii. În România încă mă cunoaște puțin în lume. Dar da, eu am făcut lucrurile care mi-au plăcut, cel mai des. Mie mi-au plăcut să dau o formă creativă artistică lucrurilor pe care vreau să le spun. Încă din școală, de asta eu ori participam la TVC, ori... Ori regizam chestii, ori aveam întotdeauna o trupă în care am cântat, fie că eram la școală, fie că eram la facultate. Și pe parcursul timpului am observat că asta îmi face o mare plăcere. Tot procesul acesta, mm -hmm. de la concepere până la prezentarea în fața publicului, acolo eu mă sunt cel mai împlinit și sunt un rost cumva. Și așa s-a întâmplat, doar că am, am urmat întotdeauna chestia asta. <laughs> Deci, prima idee ar fi să-ți găsești pasiunea și să urmezi. Să încerci cât mai multe chestii ar fi prima idee. Nu. Să dai curs, eu am avut norocul să dau curs la multe invitații în viață, în sens că să, să mă implic în organizații non-guvernamentale, să fac voluntariat, să fac parte din diferite grupuri de inițiativă, să mă duc să fac un curs de nu știu, leadership, public speaking, să îmblu acolo, 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 ca să văd ce îmi place și ce nu îmi place și e mai important să înțelegi ce nu-ți place ca să nu mai faci asta, să nu mai pierzi timp pentru asta și să-ți pe aici, pe acolo legături oameni, uși deschise Conexiunile ala. sunt importante Foarte importante. E cel mai important oamenii și să ai numere de telefoane pe care le poți telefona mm -hmm. și la bine și la greu asta e foarte important. E fără de preț în anumite situații nu, nu ați hotărască nici banii nici nimic altceva dacă n-ai o n-ai lăsat o impresie bună undeva sau n-ai trăit bine cu un om într-un sens ominesc, nu de, neapărat de pili, de mafie, dar într sens ominesc <coughs> dacă n-ai trăit cineva pur și simplu n-a să vrei să-ți deschidă ușa uh -huh. A fost cineva care ți-a deschis ușa și iată a fost uh, decisiv pentru tine? Majoritatea oamenilor cu care interacționez e, e important să am, în primul rând, să fii oameni de treabă și să construiesc relații umane. Uh -huh. Și pentru că vorbeam despre valori, care sunt valorile tale pe care pui cel mai mare preț? Uh, Onestitatea, uh, devotamentul și hărnicia. Așa? Uh -huh. Asta e important atunci când e pentru tine sau și le cauți și, și în mine, oameni? Evident, evident, și pentru mine. Uite, în acest album ai inserat mai multe citate celebre din politicieni. Asta ni s-a părut foarte interesant și curios. De ce ele acei politicieni? E vorba despre fostul președinte Nicolae Timofti, fostul președinte al Parlamentului Alexandru Moșanu. Un alt fost președinte, Vladimir Voronin, da. un cunoscut politician <laughs> deputat și sportiv, Constantin Țuțu. De ce ți s-au părut anume aceste citate? Țin să spun, să menționez că potriute? inițial inițial erau mult mai multe inserții. Erau mm -hmm. inserții chiar mai importante decât astea care au rămas. Eu am avut inserții inițial din filmele Sasha Grișa și Ion, regizate de domnul Cobelianski Igor Cobelianski, după care am avut fragmente din uh, firme documentare de, de, la războiul din Transnistria, masacrul de la Tighina și mai erau încă vreo două pe care eu le știu de mult și le-am tot cercetat. Din păcate, uh, doar astea pe care le-am inclus în album, doar cu, cu acești titulari de drepturi am putut să facem legătura mm -hmm. și să obținem un acord de a utiliza proprietatea asta intelectuală, cu alții nu am reușit, unii nu i-am găsit în general, pe autorii filmelor documentare nu am putut să-i găsim. Erau niște studiou Bucuria din 1992, papa, mm -hmm. nu nu găsești, de acolo erau mult mai importante, erau niște fraze spuse de soldații moldoveni în timpul războiului din Transnistria și erau niște fraze profund identitare. Din păcate nu am putut să le înserăm. Adică noi le-am fi putut insera cu riscul ca să ne trezăm cu niște probleme în judecată după asta <laughs> și le-am lăsat doar pe astea care am avut acorduri legale. De ce am vrut să fac asta? Pentru că am vrut un album identitar reprezentativ pentru cultura noastră moldovenească contemporană, pentru gândirea noastră colectivă uh -huh. contemporană. Am vrut niște lucruri cu care lumea pe care lumea o să le recunoască și o să poată să asculte piesele dintr-un alt punct de vedere sau să mai. să creeze un, un, un tablou mai recognoscibil al muzicii. Noi avem puțină muzică identitară contemporană. Avem muzică folclorică foarte frumoasă, care rămâne întotdeauna așa. Mm -hmm. Dar contemporană avem puțină muzică identitară care ar înlocui, ar face ceea ce și spun, cum spun rușii, importa zamișenia, așa s-ar întâmpla și noi. Nu în sensul în care am ignorat altă muzică, dar în care am pune preț mai mult pe, pe muzica noastră și pe realitatea noastră. De ce am ales pe ei? Pentru că s-au remarcat, am vrut foarte mult declarații de independență la început, pus în contrast cu o mare, mare incertitudine la 30 de ani, 25 de ani distanță de la declarația independență, adică am vrut să spun alături, Republica Moldova este un stat suveran, așa, cu o mare balamuc politic la 25 de ani după stat suveran și spune, spune lumea un pic pe gânduri, Inserțiile cu Constantin Tuțu au fost mai mult de dragul valorificării unor memuri locale. În ziua de astăzi vorbesc prin memuri. Prin, adică noi ne trimitem unii la alții memuri știu, pe exact. internet, peste tot glumițe, imagini care însumează o situație, o, o idee. Mm -hmm. Și am vrut doar să o valorific pe una a noastră, pe care să o recunoști. Asta nu înseamnă că e bine sau e rău, e doar este, mm -hmm. te-o recunoști, tu te identifici cu ea, râzi și cumva. Da. Mm -hmm. <laughs> Da, ai reușit să răspunzi la. sau să explici de ce nu avem, dar era bine să fie. Sincer, nu știu. Eu, când am aflat. ne-a fost întrebarea, dar vorbă mult să și omului. no, scuzați. Spune că ai început cu declarația de independență și până la alte declarații care cumva arată că poate nu toate idealurile de la independență am ajuns să le. Să le atingem așa cum și-au dorit cei care au, au făcut uh, posibil această independență. Uh, de ce crezi că? că Iată, suntem aici și, și nu s-a reușit ceea ce, ce, ce s-a dorit de, de la început. Um, Sau? Asta este o întrebare foarte complexă. Și să răspund simplu la întrebări complexe nu este posibil. Uh, să încerc să sintetizez și cred eu despre asta. Uh, în primul rând, cred că natura umană coruptă, care este și a fost așa din toate timpurile, s-a trezit cu foarte multă libertate de acțiune după 70 de ani de existență în cadrul unui stat în care libertatea de acțiune nu era atât de mare, în care s-au creat un fel de cerc vicios de lucruri pe submasă de Că Uniunea Sovietică, fiind la început un lucru uh, simpatic ca și idee, la un moment dat a luat o întorsătură totalitară și a devenit un, un, un opus practic a lucrurilor pe care și le-a propus. Uh, multă lume nu știe că Uniunea Sovietică a fost primul stat din lume în care s-au egalat în drepturi bărbații și femeile și s-au oferit drept de vot femeilor înainte de Statele unite ale Americii și s-a introdus norma de 8 zile astronomici de muncă... 8 ore. 8 ore. 8 ore, da. 8 ore și concediu cu salariu cu și așa. Plată. Da, cu mm. plată. Adică sunt multe chestii frumoase la început, după care, din, iarăși din cauza naturii corupte ale omului, corupte de putere, de bani și așa, lucrurile s-au schimbat. Mm -hmm. Și la un moment dat, toți erau egali și alții mai egali decât cei egali. Sigur că s-a creat un... un un fel de asta, foarte corupt de a, de a lucra, de a mitui, de a ajunge de tot De a evita prin clamuri, cumva sistemul De a evita care sistemul, era... exact. Sau de a, de a exista într-un sistem care este doar teoretic. Asta s-a întâmplat un colaps ideologic în primul rând și de asta toți oamenii ăștia cred în 1991 s-au trezit cu atâta libertate și posibilități dar nu aveau ei nu au ajuns organic la asta. Noi nu am avut, noi am avut aproape 200 de ani în care libertatea noastră de decizie a fost subminată sau noi nu am avut un rol foarte important în luarea deciziilor naționale pentru noi. Au avut anumite grupuri de inițiativă în anumiți ani, în 1918 și tot așa, 89, dar nu, nu a fost, noi n-am fost ca englezii, să luptăm, să ne creăm parlamente, să avem partide mm. care ne reprezintă și să ne batem pentru asta sau nu știu cine, argentinienii, să luptăm pentru independența de la Spania și să ne creăm acolo un stat. Noi am fost destul de lipsiți de voința asta politică și respectiv ne-am trezit cu prea multă libertate. Ce facem, ce se întâmplă, avem foarte multe instituții de stat, acum putem să le privatizăm și să ne organizăm viața cum vrem noi. Mm -hmm. Asta ar fi un motiv. Și alt motiv, nu știu, eu cred că le-am unit și am, am avut în cap <laughs> două gânduri, da. Am înțeles. Um, politicienii crezi că au făcut bine sau mai mult au dăunat? Hmm, e foarte așa <laughs> Sau po da, răspuns, poți da răspunsuri toxice la așa întrebare nu este corect să se judecă așa. Fiecare politician a acționat în funcție de propriile sale virtuți, context, realități în care se afla, tot trebuie să primească context înainte ca să răspund la așa întrebare. Au fost diferite etape în care diferite grupuri politice au acționat diferit. Cum ar fi? Până în 1994, imnul Republicii Moldova era deșteaptă de române, după care, știu că prin decizii era Partidul Agrarian cu Partidul Socialist. S-a adoptat Constituția, limba da. moldovenească în Constituție. Și s-a schimbat. Și acum, iarăși, e vorba despre diferite segmente, diferite clase politice care au acționat diferit. A fost așa, așa că eu nu pot să dau concret 30, cât avem noi acum, aproape 35 de ani. Iată. Da, aproape 35 da. de ani. Vim și spun că e ca Tăți o făcut greșit sau tățul au făcut corect. Au fost personalități și personalități. Perioade mai stabile, perioade mai în folosul populației și mai puțin în folosul mm -hmm. populației. Spuneai că ești un susținător al integrării europene. De ce crezi că aceasta va face mai bine pentru Republica Moldova dacă ne apropiem de Uniunea Europeană, de valorile acesteia? Pentru că Uniunea Europeană este un mecanism funcțional în care mai multe țări, mai multe națiuni s-au unit în jurul ideii de evoluție comună, de progres comun. Trebuie să ne dăm seama că Uniunea Europeană în primul rând este o uniune economică. Și în al doilea rând, culturală, pentru că e presupune, are la bază liberu, libera circulație a oamenilor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalului. Adică este vorba despre niște lucruri profund materialiste, sănătoase. E ca noi suntem aici cinci țări și vrem să fie bine la toți. Să, nu ne, să avem o siguranță că nimeni dintre noi nu o să atace unii pe alții că noi o să putem circula liber, a să avem niște taxe scăzute, a să fim siguri în calitatea serviciilor și a produselor care circulă între noi și așa noi toți împreună să, ne, să evoluăm. Tu produci mai mult pește și conservi, tu ai mai multe servicii și faci IT, tu ai, faci mașini, tu faci ferestre. Hai, noi să ne ajutăm să scădem prețurile, tot să circule așa. Respectiv, în sensul dat, asta este un mecanism funcțional. Noi fiind o țară atât de mică, atât de lipsită de resurse naturale în volumul în care am putea să ne permitem să comercializăm asta și să ne simțim uh, suficiență sau să avem acolo un, un, resort de siguranță. Că dacă se întâmplă ceva rău, noi vindem petrol și tot e ghine, adresăm, <laughs> Sau noi punem acolo, ridicăm prețul și statele să joace după noi. Și așa, Irak, nu merge nici așa. Uh, respectiv trebuie să, fim, să facem parte dintr-o alianță oricum, așa este condiția statelor mici, cu excepția statelor de genul Elveția, în care există ceva foarte specific. Sunt mm -hmm. banii acolo sau, mă rog, sunt excepții care țin de niște înțelegeri la nivel internațional. Noi trebuie să fim prieteni cu statele puternice, cu toate statele în general, trebuie să fim prieteni care sunt uh, sănătoase. <laughs> uh... Deci avem de... nu noi nevoie de o comunitate de state, așa cum orice om are nevoie de o comunitate absolut, de oameni. Absolut, absolut. Statul nostru, da, trebuie să aibă o, o gașcă puternică și o familie puternică cu care se poate înțelege, cu care poate să rezolve probleme de tot felul, umanitare, economice, sociale. E mai simplu când există o comunitate. Statele și ele reprezintă niște, practic, niște organisme, niște ființe. Că așa cum le reprezintă oamenii în sine mm -hmm. și există comunități și grupuri și de asta. Uh, plus, asta înseamnă noi să ne acordăm foarte multe lucruri la uh, legislația, la sistemele, mecanismele de lucru european mm -hmm. care până acum s-au dovedit a fi funcționale. Nimic nu este perfect, absolut nicăieri nu funcționează în lumea asta atât perfect, că unii oameni poate să gândească, păi cum, uite, acolo sunt imigranți sau eu aud că acolo au scăzut după și sunt înlocuit lira italiană cu euro, lumea e nemulțumită, evident că există imperfecțiuni în orice sistem, dar există un șir de avantaje mai mare, cum ar fi creșterea nivelului general de viața oamenilor sau uh, mărirea clasei de mijloc a populației, care își permite mai multe lucruri de trai, uh -huh. siguranța colectivă, uh, pacea care domină de vreo 50 de ani încoace în toate statele astea. Cam așa. Uh, și vreau să te întreb dacă tu simți sau te consideri a fi uh, unionist. Văd în piesele tale pomenește, foarte des România, spui despre faptul că accentul nu contează, că brutul separă țări, dar unește drame. Ce părere ai? Uh, eu nu sunt unionist și cred că ideea asta a fost epuizată și nu mai funcționează în realitatea noastră din 2024. Eu nu sunt nici antiunionist, dar încerc să fiu realist în contextul în care se află țara noastră acum, după cum putem observa, de vreo 5 ani, mișcarea unionistă în general nu este vizibilă, ca să putem spune de vreo influență a ei pe arena politică. Nu mai există marșuri unioniste pe care le-am văzut eu de mult. Cred că ultimul am văzut 2018, la centenarul Unirii și așa Adică, e evident deja că ideea a murit în sine. Cum a murit ideea Uniunii Sovietice? Cam la nivelul ăsta. Nu mai crede nimeni în ea. Noi avem o istorie comună cu România, noi avem o etnogeneză comună, noi avem aceeași limbă, dar de la un punct felul nostru de a gândi s-a dus în două extreme. După căderea regimului comunist în 89, România a luat un curs foarte pro-american în sensul culturii, chiar a urbane, în special Bucureștiul, foarte America cumva, sistem foarte în America, cum se îmbracă oamenii, cum consumă, cum arată uh, spațiile publice, cum arată uh, fast food-ul de acolo, tot tot dă o așa o impresie de America și la noi după 1812, dar mai ales după 44 uh, lumea a început a gândi în limba rusă foarte mult. Cumva <laughs> a gândi într-o cheie de asta. Noi putem des formulăm propoziții în limba rusă în cap. Eu bănuiesc asta. Da. Evident, după atâția ani de da. stăpânire sovietică aici. Așa că a apărut o diferență involuntară în felul de a gândi și de a vedea lumea. Și asta se observă și atunci când te duci în România și interacționezi cu oameni, mai ales cu cât sunt mai tineri, cu atât e mai evidentă diferența asta. Mm -hmm. Acum, asta nu e neapărat un... Ar fi ăsta motivul principal? Asta este un motiv, clar, că o, o diferența dintre noi cultural și de mentalitate s-a accelerat foarte mult și la noi după, după independența noastră, o pătruns canalele de mass media rusești și noi am început a privi filme cu dublaj în limba rusă și a asculta muzică și a privi canale și asta și mai mult a influențat uh, gândirea și pozitiv și negativ. Uh, dar eu v-aș spune așa un lucru, eu ducându-mă în România cred că singurii oameni care se gândesc serios la unirea dintre Republica Moldova și România, îți propagandește proruș uh -huh. în sens că nimeni să crezi, că... în România în general lumea nu are idei despre asta oamenii născuți după 2000 care reprezintă deja genufondul țării și oamenii care să ia decizii iau și vor lua decizii tot mai mult și mai mult în țară, nu au idei despre asta, lumea nu știe mai mult decât orașul și Cricova nu știe nimic nu îi interesează absolut pe nimeni. În primul rând, în primul rând pe România nu îi interesează asta. Poate clasa politică, poate cineva din clasa politică mai are în vedere, poate cineva are orientări așa mai naționaliste. Dar la, nivel, la, nivelul care ar conta, asta înseamnă în rândul oamenilor, maselor, ideea asta nu există, nici la noi, nici la ei. Există o simpatie, există o... să ne ducem aminte, există, împărțim valori, împărțim limbă, istorie, dar să spui că cineva și mai dorește la nivel real, unirea, plus asta înseamnă așa de multe bătăi de cap la nivel administrativ și politic, acum, în punctul de față. 35 de ani în urmă, cred că era mult mai simplu să se întâmple asta. Și la nivel ideologic, când țara noastră încă nu, nu, nu s-a resificat atât de mult, că eu cred că s-a resificat mai mult după independență decât până la, anume datorită la mass media, pentru că până la independență nu era uh, TNT. <laughs> Și YouTube rusesc nu era și ele sunt niște instrumente mult mai influente mm -hmm. decât Uniunea Propagandă prin divertisment foarte asta exact, ce mai eficient. Și. Da. Mm -hmm. Deci, deci acum nu, asta nu Am este, scăpat momentul. Asta nu este posibil acum. Mm -hmm. Nu este posibil și ar fi mai traumatizant de făcut asta acum. Pentru că asta înseamnă să schimbi atât de multe lucruri, atât de mult, care mm -hmm. deja. Noi deja mergem pe o cale în care Republica Moldova ea ca ia ca se ține, se formează, se creează, se întărește ca identitate, ca entitate pe arena națională. Hai, să în prezent, să oferim și putem servicii, turism, țară mică cu inimă mare, puțini dar bune, roots of life. Și acum noi trebuie să reformatăm tot România și eu așa niște angajamente trebuie să, să acordeze să tot, tot și în Republica Moldova să facă județ, iarăși, da, administrativ teritorial, legislativ te trebuie din nou de împărțit bugete, asta e, e și te-ai gândit un pic la ideea asta m-am gândit mult la ideea asta, dar e, asta aduce mai multe bătăi de cap în punctul de față decât avantaje. îmi îi ei prinesc încă aproape 3 milioane de oameni pe care trebuie să-i introducă în economia mm -hmm. lor, în câmpul lor social pe să trebuie de făcut ceva cu 3 milioane de oameni și nici <laughs> dorește asta, ei iau alor 20 cu care trebuie să discurce și asta mm -hmm. e logic. Nu ține de nimic cultural aici, uh -huh. matematică. Dar nu te temi să-ți super fanii când vorbești așa? Poate no. sunt unii fani cu alte o viziuni. Dacă sunt, opinia lor le aparține. Eu mă bucur să am niște fani și să mă, mă străduiesc dezvolt în primul rând discernământul în ei, nu opinie clară, dictată. Gen, unirea sau nu unirea? Europa sau Rusia? Dar discernământul. informați, vă citiți, faceți vă părerea voastră. Încercați rațional să vedeți lucrurile. Deci, are sens, de ce nu are sens să faci asta? Tu cum te simți în România ca artist? Tu ești deja printre artiștii care din Republica Moldova s-au manifestat și sunt... Nu, și eu sunt foarte micut în România. Eu încă sunt foarte micut în România. Eu cel puțin câteva interviuri deja am văzut cu tine acolo. Asta încă nu înseamnă nimic. Când, când sau dacă o să fiu eu undeva foarte larg, pe un canal foarte larg, cu o vizibilitate foarte mare și în care majoritatea o să fie populației din România, atunci o să putem spune, da, eu sunt în rând cu nu știu cine. Dar acum, eu sunt micuț, sunt, sunt curios acolo, e că au venit un băiat interesant, dar încă nu am ajuns larg. E un cânt mm -hmm. preponderent pentru moldoveni în România. să deja sunt mai împărțite, mm -hmm. adică deja am 30% din sală, sunt oameni care vin din România, așa, nesiliți de nimeni, că m-au aflat ei undeva. Dar oricum, preponderent încă mm -hmm. e de vreme. Și pentru că ești la zearul de gardă, Uh, avem și niște întrebări, poate nu chiar comode pentru tine, dacă ești de acord să te întrebăm. Întrebat, să mă întrebați, ești de acord, deja <laughs> care ați fi răspunsurile. Uite, în vara anului trecut, numele tău a apărut pe un afiș, uh, la un concert la Orheiland. Uh, ai primit foarte multe critici, cel puțin pe internet am văzut. Uh, lumea s-a întrebat de ce s-a tot și să cânte pe banii lui Ilanșor, care este inculpat în. Uh, Furtul, pentru furtul miliardului. După asta, tu ai anunțat că nu vei mai participa. Dacă poți să ne spui cum ai ajuns pe afișul ăla și da, vă care spun. a fost această istorie? În primul rând, pentru a da declarații de genul. sau pentru a indica sursa banilor pentru care cântă un artist sau altul, sau se întâmplă un anumit lucru sau altul în cadrul unui eveniment. Există niște instituții care se ocupă cu asta, care se numește procuratură, de exemplu. Dacă un om care se dă cu părerea, fiind influențat de niște canale de informații, se dă cu părerea spunând clar de unde vin niște bani, atunci, probabil, populația noastră de rând este mai competentă decât structurile noastre de stat și poate să demonstreze de unde este sursa de venit a unui lucru sau altul. Asta spun așa, pur și simplu, general, o, e un, un of de-a meu când lumea spune foarte direct tu faci asta pentru asta. Eu stau la mine la telecentru și beau cafea, dar eu știu că tu ai să ai un transfer de pe contul ăsta bancar. Asta este un lucru. 2. Uh, când am primit solicitarea de a cânta la concertul în Orhei, la Orheiland, am primit-o de la o platformă sau de la niște organizatori de evenimente care nu au de-a face nimic cu sfera politică, de la niște persoane de încredere și era vorba despre un concert la Orhei. Noi, noi spunând noi, am vederea echipa cu care lucrez eu mm -hmm. la Versus Artist niciodată nu vom accepta să cântăm pentru un eveniment vădit politic. Pe de altă parte, evenimentele pentru integrarea în Uniunea Europeană tot sunt evenimente politice. Mm -hmm. Dar ele au un, un caracter mult mai larg, social, și reprezintă o voință a unei pături foarte largi a populației. Mm -hmm. Dar și asta este o asociere politică. Te în resta... la un recital pe care l-ai susținut în curtea președinției. Da, de exemplu, așa, sau de exemplu când am cântat de Ziua Europei. Uh -huh. asta tot este un concert cu asociere politică în mod obișnuit general noi nu ne asociem niciodată cu un actor concret politic uh -huh. a, și fix, asta, fix atitudinea asta o avem și în legătură cu orașul Orhei și Partidul Șor care este la conducerea acestui oraș respectiv și data asta nu a fost o excepție că noi am mai avut oferte de a cânta la urhie. Uh -huh. Și după ce am trecut prin câteva city informația despre acest concert, inițial punând întrebarea, este un concert politic? Nu. După care noi conectăm juriștii noștri care încep să săpa. Și noi am mai avut un an în urmă așa o solicitare, s-a aflat că este, noi am spus, nu, mulțumim frumos, noi nu semnăm acest contract. Așa a fost și de data asta. Inițial era vorba despre un concert în Orhei. Ne se pare foarte toxic să ignorăm acum, să facem o blocadă culturală la Orașul cu Orhei, să nu mai cântăm acolo niciodată până îi prindem piteți și îi punem la închisoare. Este. hiperbolizând, este o, o crimă adresată Orheienilor și un, o. Da, este o, o discriminare a Orheienilor în sensul. Evident, dat. nu poți asocia tot Orașul Orhei cu Ilanșor. Nu poți. Uh... Clar că nu poți, și nu poți, din cauza asta, să nu mai cânți niciodată în Orhei. Deci a fost o situație la... în care noi nu am cunoscut din mm -hmm. start, evident că era riscul gen, Băi din Orhei, probabil acolo ar putea să fie așa ceva. Nu era. După care s au aflat că este și noi ne-am retras. Asta e tot. Crezi că, în general, artiștii ar, au dreptul să cânte în concerte politice? Au dreptul toți să facă și vor atâta timp cât nu încalcă libertățile altui om. Asta este clar. Eu consider că artiștii nu au dreptul moral să dicteze opinii politice maselor. Și în cazul dat, în cazul ăsta mă pronunț direct împotriva artiștilor care își asumă așa lucruri. Uh -huh. a, a, e aproape același lucru să promovează integrarea europeană, dar, repet, ideea de integrare europeană este o idee mult mai largă, care... O să vedem cum o să se întâmple la referendumul din toamnă. Eu sper că o să se întâmple lucru în sens pozitiv și o majoritate a populației să pronunță pentru uh, aderarea la Uniunea Europeană într-un mod deschis, uh, dar spun că asta este o idee mult mai largă care aparține poporului. Dar eu sunt concret și categoric împotriva dictării atitudinilor politice, indiferent care este partidul politic indiferent dacă el este acum la guvernare, indiferent dacă el reprezintă o lumină în capătul tunelului pentru, în imaginația cuiva, artiștii sunt niște oameni. Sunt niște oameni care nu sunt politologi, nu sunt juriști, nu sunt economiști, nu nu sunt Winston Churchill, artiștii ăștia. Ei sunt niște oameni cu un sistem emoțional foarte, foarte vulnerabil, cu un psihic vulnerabil, care la un moment dat vin și spun tu trebuie să votezi pentru asta. Sau trebuie să gândești așa. E ca asta ne se pare foarte toxic. Mm -hmm. Du-te, te rog, și liniștește-te. Mulți dintre artiștii noștri au făcut lucrurile astea. Evident. Uh, Din toate taberele. Exact. Ceea exact. ce nu ne se pare sănătos. Mm -hmm. Dar da, eu am primit mesaje invers. Tu, Vlad, tu trebuie să influențezi. Tu trebuie să spui. Mm -hmm. Nu trebuie să dictezi atitudini concrete politice și opțiuni este nesănătos și toxic. Tu poți, tu trebuie, sau poți, nici nu măcar nu trebuie, tu poți educa discernământul, educația, studiu, duci citește, duci și te informează, citește câteva surse, du-te la dezbateri și pe urmă să faci atitudinea ta, dar nu eu să vin să spun că eu trebuie să activist civic. Eu sunt băiet ca și tine, cu frișele mele, cu facturi de plătit, da, Cumva așa. Sunt politicieni concreți care te-au abordat pe tine sau uh, echipa ta ca să vii să, să cânti pentru ei sau să transmiti transmiți un mesaj pe care nu, ei Nu, politicieni concreți niciodată nu -au am partide. avut. Sau partide? Nu, nu am avut. Nu am avut direct partide. Am avut organizații de tineret de partid care aveau oarecare petreceri la sfârșit de an și au vrut și au solicitat. Asta mm -hmm. este tot. Mm -hmm. um, dacă îți mai amintești cum a fost prima zi de război pentru tine și ce, ce ai simțit iată pe parcursul acestor doi ani și <coughs> ceva deja de război? Uh, a fost ca pentru toată lumea strașnic. Eu mă uitam în sus când mergeam pe drum toată ziua aia, de 24 februarie 2022 mă uitam în sus să văd ce se întâmplă. se întâmplă ceva sau nu? Și era o incertitudine, am venit la birou, eu și acum lucrez, dar atunci lucram și mai mult, adică eram foarte focusat pe job. Eram project manager la BR Media Group, am venit și noi toți ne-am așezat și uitam unii la alții și zic nu prea este util și aici facem noi în momentul de față cu ce ne ocupăm și care o să fie viitor. Informația se înnoia foarte repede și eu în seara aia am organizat și m-am dus acasă la Cahul pentru că și eu eu sunt rezervist în Armata Națională și fratele meu face parte din structuri și tatăl meu este rezervist și am că, băi, măcar să fiu alături de familia mea și ne-o în împreună într-un scenariu foarte prost. După care am început a trăi cu ideea asta și a face tot felul de gânduri și planuri. Era o incertitudine pentru toți, era un gând Eu nu am și de plecare printre gândurile tale? Nu. nu era un gând de plecare. Era gata să stai aici să lupți în caz de. Dar nu prea ai. Să lupt măcar cu gândul, că nu cred că. ferească Dumnezeu, dar nu cred că într-un caz negativ, într-un scenariu prost, a să lupti cineva cu arma în mână, la modul ăsta. Uh -huh. Nu cred, pentru că războaiele din ziua de azi se întâmplă altfel și. Nu, nu, chiar nu cred să ajungă să ne batem cu biețele, în sensul dat. Nu, nu cred, nu cred. Da, din să nu aflăm, se întâmplă chiar la fundul foarte, să nu aflăm foarte tragic și concret în țara vecină. Da, dar nu s-a început așa. Se întâmplă acum așa, pentru că lucrurile au derulat în altfel. fel. Lucrurile, nu a început războiul. Războiul a început cu bombardamente a punctelor strategice pentru a opri orice căi de comunicații pentru a slăbi aprovizionările, pentru a slăbi unitățile energetice și tot așa. Adică așa se întâmplă peste tot cel mai des războaiele între statele care nu sunt din lumea a treia. Spunem așa. Adică în momentul în care nu lucrează aeroportul, gările, unitățile militare și depozitele, nu mai are sens să ieși cu, beț, cu, cu bățul în mână. Uh -huh. La asta mă refer. Că nu intră nimeni la frontieră și zici, hai să intrăm în Moldova să o ocupăm. Asta nu se întâmplă așa, nicăieri, niciodată nu s-a întâmplat. S-a întâmplat în Grozne în 94-95 și nu s-a terminat bine. Mai trăiești acum cu gândul că, iată, undeva alături mai da. noi se întâmplă tragedii. Absolut. Am, am fost acum, nu de mult, jumătate trei săptămâni în urmă, am fost moderator și vocea evenimentului World of Dance Moldova, este cel mai mare concurs de dansuri din lume, cel puțin cel mai mare proiect televizat de dansuri. O franciză creată în, în Statele Unite. Mm. Și au ajuns anul ăsta și în Moldova. S-a întâmplat prima ediție, am fost solicitat ca să reprezint populația noastră în a, așa concurs. Tu fiind și dansator. Cândva da, am dansat. Și am moderat evenimentul și am cântat după asta. Și erau câteva colectivi din Ucraina, și era și o, 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 membra juriului, Polișa, Polina Ivaniuc din Kiev, care venise cu autocarul din Kiev. Spațiul aerian, este oprit, inaccesibil. Și acolo am avut așa o, o răbufnire la un moment dat, așa m-am dat eu deoparte și ne s-au umplut ochii cu apă, pentru că ne-am mai dat seama cât e de absurd ce aici se întâmplă pe lângă catastrofa umanitară care se întâmplă, este și o catastrofă culturală. Ah, de bine de rău. Aceste aproape 300 de milioane de oameni care au rămas după Uniunea Sovietică în statele lor naționale puteau să se înțeleagă între ele. Da, vorbind limba rusă și consumând foarte mult mass-media rusă, care per se nu are nimic tăunător în sine, are Politica este dăunătoare și atitudinile toxice, uh -huh. dar limba nu, evident. Este un, un, un factor care unește oamenii. Și eu ne-am dat seama că el la început cumva declarați că refuză să vorbească limba rusă aici. Uh -huh. Și eu mă gândesc dar noi nu avem absolut nimic cu asta. Tu ești din Ucraina, eu din Republica Moldova. Eu sunt prietenul tău. <laughs> noi vă ajutăm și v-am ajutat și o să vă ajutăm și pe oricine aflat la Ananghii. Uh, Nini, este mai ușor să vorbesc cu tine în limba rusă și este mai ușor să vorbești cu mine în limba rusă și noi nu ne-am făcut niciun rău, deși eu trebuie să mă prefac acum că vorbesc limba engleză cu tine. După care e cumva o înțeles asta, Am văzut că toți oameni teferi la cap, sunt prieteni și oameni cum scade și au o atitudine sănătoasă și în, am, am, continuat să vorbim în limba rusă și la un moment dat am spus că băi și absurd se întâmplă, e un absurd total care se întâmplă. Da, cumva pot fi înțeles și da, înțeleasă lor față de limba rusă și față de... Pot fi, au noi din fericire nu suntem în pielea lor și respectiv eu nu pot să ne imaginez ce simt ucrainenii și cum cât se iei de uh, uh, îndurerați, marginalizați, aflați, crizați total mm -hmm. din orice punct de vedere, evident. Evident că eu nu... Eu le înțeleg punctul de vedere când ei refuză să facă contact sau să asocieze cu orice este de natură rusă. Dar fiind dintr-o parte, eu am un pic alt punct de vedere cumva. Uh -huh. Asta este tot. Vreau să te întreb despre orașul tău, Cahul. Uh -huh. uh, unde este acasă pentru tine? Este la Cahul sau deja la Chișinău? Este la Cahul. Cahul e casa părintească și, din fericire, am părinții în viața ambii, și fratele meu este acolo. Uh, dar la Chișinău tot am prins foarte multe rădăcini. Eu mă aflu din anul 2017 aici și aici am făcut facultate, aici am fost în mai multe proiecte, făcut deja rădăcini adânci. Spre final vreau să te întreb tot cum vezi din piesa ta dacă de mâine o să fie bine? Da, de azi chiar. Chiar de azi, dar dacă ți este frică azi, măcar spuneți că e de mâine și fă ceva pentru asta. Uh -huh. Mulțumesc tare mult pentru această discuție. Mulțumesc eu. Mersi.